Ocrotitoarea pribegilor, ea însăși pribeagă în viața ei pământească, Maica Domnului este pretutindeni, adăpostul celor osteniți, însingurați, flămânzi, bolnavi sau deznădăjduiți. Prezența preacuratei în viața creștinului e o neîntreruptă minune. O știm cu toții, o simțim cu toții. O simt și ortodoxi și greși din prea plin, fiindcă în țara lor, numărul de locuri binecuvântate prin prezența sfintelor moaște și a icoanelor făcătoare de minuni este impresionant. Tocmai de aceea, Grecia rămâne prin excelență loc de pelerinaj. Una dintre regiunile grecești unde creștinismul are îndelungată tradiție este Magnezia. La circa 50 de kilometri de orașul Volos, în munții Ortri, două mănăstiri foarte vechi închinate Maicii Domnului se numără printre așezămintele ortodoxe cele mai căutate de pelerini. Aici, de 11 secole, Maica Preacurată adaugă minune peste minune și își răspândește binefacerile chiar și la mare distanță. Prin secolul al X-lea, sihaștii ce viețuiau în peșterile din munții Magneziei au trăit un eveniment de neînțeles pe calea rațiunii omenești. Într-o noapte au văzut o lumină puternică strălucind dintr-un stejar învelit în iederă. Cercetând copacul, au descoperit în inima lui o icoană a adormirii Maicii Domnului. Prima minune săvârșită de această icoană după apariția ei a fost ridicarea în anul 982 a mănăstirii cu hramul Panagia Ichisotisa, care se tălmăcește Fecioara din Iederă. Sfântul așezământ era ctitorit cu ajutorul împăratului bizantin Ioan Tzimiskis. Puțin mai târziu, în zonă se petrece o a doua minune. Între săducele Pteleu și Ahiliu din munții Magneziei exista o mică mănăstire de călugări. Aceștia descoperă la rândul lor, plutind pe mare, o a doua icoană, de data aceasta a Maicii Domnului cu pruncul. Venea din locuri străine, se spune, izgonită în timpul prigoanei iconoclaste. Από την θάλασσα και έτσι φοβούμενοι εκείνοι οι πατέρες που ζούσαν σε εκείνο το μικρό το μοναστεράκι μεταξύ του Πτελεού και του Αχιλίου, φοβούμενοι τους πειρατές μήπως και κλέψουν την εικόνα της Παναγίας, παρεκάλεσαν εδώ τους πατέρες που ασκούνταν στην Παναγία την Κησιώτισσα να έρθουν και να πάρουν την εικόνα. Όντως ήρθαν, πήραν την εικόνα, την τοποθέτησαν εδώ μέσα στο καθολικό και επειδή δέχτηκε ξενία, δηλαδή φιλοξενία, το μοναστήρι άρχισε να ονομάζεται Παναγία η Ξενιά. Επειδή ήδη υπήρχε εικόνα η θαυματουργή της κοιμήσεως του Θεοτόκου και όταν ήρθε η άλλη Παναγία που κρατούσε τον Χριστό και δέχτηκε φιλοξενία σε αυτό το μοναστήρι, άρχισε να ονομάζεται το μοναστήρι Παναγία η Ξενιά επειδή άρχισαν να γίνονται πολλά θαύματα στο όνομά της. De 11 secole în această mănăstire de călugări, rugăciunea se rostește neîncetat. Cândva, trăitorii erau foarte numeroși la Panagia Ichisotisa. Cu timpul s-au împuținat, dar rugăciunea a rămas la fel de intensă. Deși supus vicisitudinilor naturii și ale istoriei, Sfântul Lăcaș a rămas neclintit. Maica Domnului l-a ocrotit. În al doilea război mondial, un general italian a murit de inimă în pragul acestei biserici, chiar în momentul în care se pregătea să o dinamiteze. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της υπάρξεώς μας. Σε αυτήν εναποθέτουμε όλα μας τα προβλήματα. Αυτή είναι για μας μάνα. Αυτή είναι για μας η προστάτηδα. Αυτή είναι για μας το παν. Η όλη έλλειψη που ο μοναχός αισθάνεται στους πειρασμούς ή στις δοκιμασίες, η Παναγία είναι το καταφύγιο. Η εικόνα Maicii Domnului, numită și Xenia, adică străina, a coborât mai târziu 10 km mai jos la metocul mănăstirii cu hramul Fecioara din Iederă, ridicat în veacul al XVI-lea. Avea de săvârșit o nouă minune, aducerea de la mănăstirea Vatoped în 1522 a unei părți din brâul Maicii Domnului. Vechiul metoc a fost grav avariat în timpul cutremurului din 1980, dar maicile de aici au reușit cu ajutorul Fecioarei să ridice la scurt timp o altă mănăstire la mică distanță.
Astăzi, icoana Maicii Străine și ocrotitoarea străinilor stă alături de Sfântul Omofor în mănăstirea Catoxenia. Ambele sfinte odoare săvârșesc miraculoase binefaceri pentru creștinii care vin de pretutindeni să li se închine, vindecări, convertiri și nașteri de prunci. Dar cea mai mare minune rămâne aceea că, în timp, Brâul Maicii Domnului s-a făcut punte de nevăzută și continuă legătură între Grecia și România. Călugări români au viețuit la Mănăstirea de Sus cu hramul Fecioara din Iedelă. Două maici din România, monahiile Antonia și Andreea, slujesc astăzi la Panaghia Catoxenia. Maica Domnului Străina se arată neîncetat a fi primitoarea străinilor aici în Magnezia. Sfântul Brâu a venit de trei ori în România, la Iași, Alba Iulia și Mangalia în anul 2008. Și nu în ultimul rând, tot minune este și aceasta că, însuflețiți de venirea Sfântului Omofor în România, am pornit noi după aceea pe urmele lui, înapoi, în străvechea Magnezia, spre a aduce în casele dumneavoastră imaginea celor două icoane ale Maicii Domnului făcătoare de minuni din munții Ortri și spre a vă sugera un traseu de binecuvântat pelerinaj pe care minunile străinei sunt neîmpuținate.